să umblați în sensul de a reduce salariile de la poliția locală? E o întrebare. Să vă spun foarte sincer un lucru. N-am să mă feresc de a recunoaște o realitate. Sunt destul de dezamăgit de activitatea poliției locale și de felul în care își apără imaginea. Pentru că fie e o problemă de management, fie o problemă de altă natură. De comunicare, spuneți. Și o problemă de comunicare în momentul în care persistă de ani buni, e tot o problemă de management. Și n-am să vă spun că am cerut demisia directorului Poliției Locale, domnului Eugen Pancu. Deci avem și o știre, colegii, o să facă și o știre. Ați cerut demisia directorului Poliției Locale. I-am cerut-o, îi dau și un termen de gândire, perioada în care facem niște evaluări cât se poate de concrete la activitatea din ultimii ani a Poliției Locale. Vă mărturisesc că am avut mai multe discuții cu domnul director. Unele dintre ele au vizat criteriile în baza cărora își evaluează activitatea ca fiind una cel puțin bună. Și nu mi-au plăcut deloc acele criterii. Le-am zis că trebuie să schimbăm radical criteriile. De exemplu, nu numărul de amenzi e un criteriu care să mi-l prezinte, ci indicatori calitativi cu privire la ordinea publică, siguranța publică. Da, deci era acolo un mai multe am să spun la în momentul în care o să prezentăm niște evaluări concrete. Da, iată, cineva e de părere că ar putea fi chiar desființată poliția locală, dar eu mai avem doar câteva minute. Lăsați-mi voie să zic, vă rog. Poliția locală are un rol esențial de ordine publică, fiind practic zona prin care administrația publică locală poate corecta anumite fenomene din comunitate și poate veni în sprijinul locuitorilor. Una dintre măsurile pe care le vom implementa rapid prin poliția locală este sectorizarea poliției locale, pentru că trebuie să apropiem polițistul local de cetățeni, să cunoaștem mai bine problemele din comunitate, polițistul local va raporta. Așa și pornit ideea poliției locale cu poliția de proximitate, sectoristul ăla, bine, poate o să sară cineva că sectoristul e un termen din alte vremuri, dar sectoristul ăla care știa comunitatea, știa care raportează că banca asta este ruptă, că acel capac de la o gură de canal este luat, lipsește, că becul acela nu funcționează, adică polițistul local trebuie să fie și un gospodar care ne va ajuta să colectăm anumite lucruri în felul în care arată comunitatea. Ce ziceați apropo de planul ăla de amenzi? Zice, cineva avea plan de amenzi să amendeze băbuțele care vând un pătrujel în piață. Exclus să se întâmple așa ceva. Nu, că a spus dumneavoastră că, domnule, s-a prezentat ca și criteriu de performanță faptul că s-au dat nu știu câte amenzi. Am înțeles corect din ceea ce ați spus. Da, era un criteriu de evaluare. Numărul de amenzi pe lună era motiv de sărbătoare. Motiv de sărbătoare, da. Pentru ei, poate că pentru exclus, cei primeau amenzile, nu. Da, mai avem doar câteva minute, iată.